Doar vreau să vă spun astăzi un principiu foarte important și vreau să-l reținem. Și dacă numai cu asta rămânem din predică, ne poate schimba viața. Întotdeauna când furtuna vine peste cineva, vreau să vă spun că se împarte în două. Și împărțirea furtunii este în funcție de viața mea cu Dumnezeu. Peste unii din adunare vine furtuna ca pedeapsă. Peste unii din adunare vine furtuna ca încercare. Peste Iov furtuna a venit ca și încercare. Peste David, 4 copii morți, au venit ca și pedeapsă. Vreau să spun un principiu foarte important. Când vine furtuna peste tine ca și încercare, din încercare ieșim cu binecuvântări. Și Dumnezeu spune, necazurile noastre de o clipă, încercările noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Noi pentru necazuri, pentru pedeapsă, nu suntem răspătiți. Dimpotrivă, pedeapsa îți ia ceva. Ia, David și-a pierdut 4 copii. Iov și-a primit copii înapoi. Acum eu nu zic că familia care, la care moare copilul e pedeapsă. Nu zic asta. Îl primești într-o zi în veșnicie înapoi. Important e să-mi fac eu o verificare și să știu, pentru că noi am avut la mărturisire ca slujitori familii care au spus, frate, o venit necazul peste noi, dar nu știm dacă e încercare sau pedeapsă. Că până la nuntă nu ne-am păstrat curați. Ați înțeles, dragi tineri? Mă auziți? Și vin factori din spate. Știu familie când după 7 ani, Dumnezeu a dat 7 ani de pocăință. Știu familie. Și după 7 ani au strigat și au spus, pentru că nu s-au pocăit, trebuie să-L plătească păcatul făcut dinainte de căsătorie. Dragii mei, Dumnezeu ne iartă de păcat, dar rămân consecințele. Să știți. Pe unul care fumează și se pocăiește, Dumnezeu îl iartă de fumat, dar nu-i vindecă plămânii. E foarte important, în momentul când vine încercarea, să știi, cum a zis Iov, Doamne, atât de frumos am umblat înaintea Ta. Ce îmi place foarte mult la Iov și m-aș bucura dacă ai putea să afișez. Iov, capitolul 29. Să vedeți ce l-a ținut pe Iov tare în vremea grea. 29:12. Ce făceam când îmi mergea bine? Scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Uitați ce spune mai departe. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Dragii mei, arătați-mi patron cu 11.000 de animale care face lucrurile astea. Celor nenorociți de eram tată, cercetam pricina celui necunoscut și nu mai continui. În vremea grea, niște văduve au strigat pentru Iov la Domnul, niște nenorociți au strigat pentru Iov. Știi ce bine e în vremea grea să te însoțească rugăciunile din spate? Spune Biblia despre Daniel, când cerul era furtunos și-a venit prigoana peste Daniel. Spune Biblia, că a mers la groapa cu lei. Vă rog să mă arătați în Biblie dacă găsiți că Daniel s-a rugat în fața gropii sau în groapă. Noi știți ce făceam? Cred că sunam vreo 5 proroci. Să vedem ce o să fie în groapă. Să vedem, îți lei de la circ sau îți lei din pădure? Îți domestici? Cum îți? Sau poate întindeam mâna, să vedem, mușcăle, cum îs? Sau ziceam, împărate, numai o noapte de veche, să-mi facă fratele păstorul ungerea. Nu știu ce o să fie. Dragii mei, ascultați-mă, cine are rugăciuni în cont în vremea bună, nu mai are nevoie de foarte, foarte multe rugăciuni în vremea grea. Nu, nu. Eu am văzut tineri care au bacalaureatul, nu știu cum e la voi aici, în Austria, în țară. Știți cine se roagă cel mai mult când vine examenul? Cine a învățat cel mai puțin în timpul anului. Știți cine intră în panică când vine necazul și durerea cel mai tare? Ăla care nu a fost cu rugăciune la zi. Daniel se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai. Dacă, dragii mei, vreau să rămânem cu ceva din mesajul acesta. Nu lăsa rugăciunea ta pentru ziua reanimării, pentru ziua internării în spital. Nu lăsa părtășia ta cu Domnul pentru zilele grele. Daniel nu a zis, las că mă rog, acum zice, dacă tot e pauză, e concediu, o lună de zile nu mai trebuie să ne rugăm, nu? Slăvit să fie Domnul, zice Daniel.
Daniel spune că deschidea ferestrele spre Ierusalim și se ruga de 3 ori pe zi ca și mai înainte. Nu? Și când a venit ziua cea grea, a rămas în picioare.